Acolo, Neviu, nu știu cum nu ați reușit, că eu tot timpul când aveam cu tu meci cu Vaslui și știam cum e echipa acolo, a zis, păi, e ciudat cum o echipă cu atâția jucători foarte buni, erați și dumneavoastră acolo care aveți experiență și știu cum îi organizați și pe asta și cum nu s-a reușit să se ajungă la o performanță, eu știu, importantă pentru clubul ăla. Adică, eu pot să ghicesc de unde, dar nu știu. Eu nu îți fă o analiză între echipa care a câștigat campionatul atunci și Vaslui sau CFR Cluj sau Poli Timișoara. Patru echipe. Și atunci Da. vrei să Apropo, zice să viu. presa a remarcat la un moment dat ce s-a întâmplat în acel campionat, în campionatul din 2010-2011. Un campionat în care Vasluiu a fost net superioară tuturor echipelor. Atunci, în campionatul ăla, trebuia. Deci au fost 3 ani când Vasluiu a avut cel mai bun joc. A avut și jucători foarte buni, dar a avut cel mai bun joc. Într-adevăr, chiar era și un joc bun, dar așa individual erau jucători care Da, erau foarte, foarte jucători și, valoroși. da. E, totuși s-a calificat într-o grupă cu Lazio, cu Sporting și cu Zurich. Putea să iese din acea grupă. Am avut o neșansă ca clubul să fie penalizat și n-a avut voie să facă două perioade de transferuri și am rămas cumva fără jucători. La cel mai important meci am rămas fără cei mai buni jucători.